În slujba creștinilor, oficierea de nunți, botezul sau parastase este un lucru normal și firesc. Există însă și preoți care au îndeleniciri noi, deschid Evanghelia și pretind că în carte se află rezolvarea tuturor problemelor omenești. Un preot dovedit că deschide cartea riscă să fie caterisit și exclus din rândul clerului. Asta este biletul. Lăsăm separat în țelina voastră. Nu știu cât poate timp, știți. O, contează. Unde stați? În Dâmbovița. Unde? În Târgoviște. Așa zic. Așa. Care micro? Micro 6. Păi poate micro, aia. Le știți pe toate. Păi dacă nu. Da. Așa, pentru ce vrei? Vorbesc cu băia de mai mult timp și nu reușim să ne căsătorim. Ne căsătorim aici. Și problema probabil... Cum te cheamă? Pentru dezlegarea cu domnul Ionel, până cu băia cum te cheamă? Cum dai, băia bun? E băia bun. Mă vin ce nu-ți mamă aici, o să rezolvă. Da. Se întâlnești. Și de copii nu reușim să... O să faceți. Facem. Păi de ce? Și familia, de familie... Mai familie bună, dar de ce nu mai am și eu de... Gar fără par și un fără dușman, la aici, zic joar. Ai auzit? Da. O să mai dați pe la mine. Oameni disperați, bolnavi, cu probleme familiale grave, dornici să afle ce le rezervă viitorul, caută preotul cu har. Ce vede, de fapt, preotul atunci când deschide cartea și de unde provine această practică? Conform creștinortodox.ro, deschiderea Evangheliei, practică știută mai ales sub numele de deschiderea cărții, este o metodă înșelătoare de a afla viitorul. Biserica Ortodoxă nu susține astfel de practici, deoarece este împotriva tuturor canoalelor bisericești în vigoare. Îndrăznesc să sper totuși că nu este un fenomen. Este limpede că există cazuri izolate de preoți care, din păcate, decad din treapta lor de preoți în treapta de șarlatani, dacă se ocupă cu o practică total condamnată de biserică. Cum spunea și dumneavoastră înainte, este vorba de oameni care profită de naivitatea și ignoranța multora dintre creștinii care vin spre ei. Cei care deschid Evanghelia nu fac decât să închidă și mai bine ușile raiului, atât lor cât și celor care vin la ei pentru această vrăjitorie. Cel care spune că ghicește în Sfânta Evanghelie nu este decât un înșelător. El este dornic de câștig, profitor de necazurile oamenilor, lipsit de credință și fără frică de Dumnezeu, spun majoritatea preoților.